Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. E momentul care nu ne place foarte tare, adică cam deloc. Vor trebui să plece 4 dintre ei. Am 2 oameni acolo. Are și Florin 2, cei mai mulți de la Cătălin. Așa roșu. Mulți. Zero. Iar unul de altul rucsaci ne lipsesc. Exact. 5 ai mei adunați, ceilalții 4 în linie. Deci plecăm la pachet. Mă uitam așa și îmi făceam tot felul de calcule. Rămân cu 1, rămân cu 2, rămân cu 3, că cu 4 ce să rămâi? N-ai nicio șansă. Sunt un pic speriat pentru Nathan Ticu. Un pic mai mult speriat decât speriat. Dacă pentru Șif nu am emoții, pentru Nathan Ticu chiar am emoții. Aia mie îmi place foarte mult de Nathan Ticu. Și aș vrea să ne bucurăm de încă o zi cu el. Simpaticilor! Când îi vezi pe șefii acolo, îți dă așa puține emoții. Nu știu dacă emoțiile noastre sunt la fel ca cele unui concurent, dar chiar erau emoții. Nu poți să citești pe fețele șefilor ce se întâmplă. Pe fața Ginei nici atât nu poți să citești ce urmează să se întâmple. Este absolut copleșitor, pentru că este prima dată când ei sunt în fața noastră și ne jurizează și nu sunt cumva în echipa noastră. V-am chinuit și astăzi, îmi cer scuze. Dar merită pentru Anita. O să o cunoașteți mâine. Sper să ajungem acolo. Și o să vă placă foarte mult de ea. Mă bucur mult că se întâmplă astfel de acțiuni care sunt înspre ceilalți. Se spune că atunci când faci pentru tine, îți umpli mâinile. Dacă îmi faci pentru ceilalți, îți umpli sufletul. Da, mi se pare minunat că putem să facem asta cu joaca asta a noastră. Având în vedere că este o poveste aparte, știu sigur că premiul pe care noi ne batem aici va ajunge acolo și eu sunt deja fericit. Sigur că unii dintre voi nu știu să gătească, dar nu este nimic rău în asta. Dar nici nimic bun. De ce uitați la mine? Dar toți v-ați străduit. Asta, da. Și toți ați făcut niște lucruri surprinzătoare, da. Ca să nu zic altfel. A fost ok. Am observat cele 3 secunde în care căutai adjectivul. Da, da, da. Nu foarte convins. Surprinzătoare. Să știți că avem o singură notă de 4. Ok, asta este... Adică 4, adică 4 ce înseamnă? Cel mai puțin? Cea mai mică notă. Ca la școală. Și aveți 2 note de 7, una de 8. Și restul s-au salvat. Acestea sunt cele care probabil vor pleca în această seară acasă. Eu m-am gândit că dacă e să plece 4 dintre noi acasă, și să plece cineva de la galben să fiu eu și să se salveze shift-ul, pentru că chiar merită, adică chiar știe să gătească, nene, nu... Eu nu, așa, accidental, mai trântești o smântână în tigaie și ți iese așa să fii ok. Dar mai avem și 2 note de 9, un 12, un 13... Bă, dar... Și un 15. Sunt vreo 20. Bravo, shift! E rândul tău. Bravo, shift! El a avut 5. Știm că azi vor pleca 4. Am înțeles că sunt 4 note mai mici. Și restul, avem chiar și note maxime. Sper să fie farfurie. O să începem cu notele mari, da? Cel mai bine. Sunteți de acord? Cu notele okay. Cele mai mari. Da! Nu mai prelungiți okay. Agonia! O singură notă de 15. Se cu degetele. Se dau în spate și fac așa, așa. Sau așa. Așa. 15 puncte înseamnă nota maximă la noi. Și astăzi a fost obținută de Patricia, de Patricia. Patricia și n-a gătit. De Maria Speranța. Maria, spune ce ai făcut. Spune ce ai gătit, Maria. Supă crema. Stai, poftim. Ai luat 15 puncte.
Ce tare, bravo! Zi mersi că eu ți-am zis să... Nu, Maria, spune! Bravo, frate! Ți-a căzut felia de pâine în ciobă și am zis, las-o acolo să... Când am acoperit supa, a căzut felia în supă și m-a chinuit să... Aia a schimbat tot. Da. Da. Maica mea! Procena la Atlanticu! Bravo! Bine, bă! Bravo, Maria! Mulțumesc! Bravo! 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 A fost spectaculos! Am primit trei cuțite, să spun. Am primit trei încurajări. Supa ta a fost foarte bună. Este un sentiment extraordinar să ai trei profesioniști ce îți spun ție, un simplu amator. Mulțumesc! Hai. Că ce ai gătit este impresionant, că este o farfurie bună. E crina mea! Și o farfurie cu o poveste. Ba să zică morcovul! Morcov! Mai am și o speranță. Cu ea, cu tot, am și o speranță că cineva mai gătește la mine în echipă. Următoarea farfurie a obținut 13 puncte. N-am ce să fac. Eu eram deja cu mâinile așa, mă gândeam, zic, Doamne, până ajunge la 4, zic, trebuie să stau să văd câți au fiecare ce punctaj ia, zic, trebuie să stau eu aici. Restul râzi, Cosmin. Dar este farfuria ta. Da, bine, și marmota, da, îi lasă. Nu, ai luat 13 puncte. Da, mă, da, zi, cine, shift-ul, Lizzy, cum eu. Hai, mai luăm o dată. Spune ce ai făcut. Deci am făcut... Bă, hai serios. Serios vorbesc. Spune ce ai făcut, Cosmin. Deci chiar nu mi-a venit să crezi, n-are cum, mă, 13 puncte. Așa bine să-mi iasă. Am făcut paste cu ceva unghii lăsate. V-au plăcut? Păi da. Gratinat, ceva gratinat la ala, ce mi-a zis șef. Mă, uite că am ies. 13 puncte. Nu pot să cred așa ceva! Doamne! Băi, eu sunt șocată. 13 puncte, Natanticu. 13 puncte, Natanticu. Vai, da! Băi, să știi că eu era realizare și asta. Wow. Trebuie să-ți dai seama că n-ai talent, adică eu. Băi. Și că n-ar mai trebuie să găsesc. Și că genul... Hai să-i luăm din puncte dacă nu-i place lui. Sincer spuneam, crezut că e glumă. Au zis să nu mai scoatem pe Cosmin din Aleluia, așa că... Prea căzusem, eram și obosit de la scrumiera aia. Aia zice, bă, bravo, știu exact ce ai făcut pentru că și vorbisem. Și a ieșit, fugi în bucătărie. Nu pot să crezi! Da, păi de acum încolo nu mai e loc să gătească. Nu cred, nu cred. Vă gândiți că n-a făcut nimic, mă, nu mi-a făcut decât un pateu pus pe pâine prăjită în acuș 10 ani. A, mă, nu, e, cred că e o glumă. Bravo! Următoarea farfurie a strâns 12 puncte. Și este, bineînțeles, farfuria lui Shift. Am scăpat. Băi, bravo. La 12 puncte sunt foarte... Sunt fericit că mai am ocazia să mai merg în cozi și să mai învăț. Uite, ieri am învățat să bag carnea la cuptor, am învățat să fac ratatouille, cremă de brânză. Nu făceam niciodată asta. Tare. Dar ai terminat tocana de carne, ai terminat tocana de legume. Ce tocana urmează? Tocana de pește. Bună, bună! Bravo! La treabă, bravo! Să ne faci un gulaș de pește. Și baby! Gata, am terminat. S-au dus emoțiile pentru seara asta. Ai mei s-au întors toți în bucătărie. Sunt bine, mâine am echipă completă. La Cătălin e problema. Amândoi! Vai, devine ce emoție acum! Premieră, mă! Știam că o să mă bată Lorelai, știam că o să mă bată Lizzy. Eram sigur. După ce am văzut că știa ea toate alea, Vanșoala dinainte, toate alea. Ați mai rămas 6, doar 2 se salvează. Da. Da, cu Franci eram așa, zic, bă, totuși e copil de bucătăreasă. Iar una dintre farfurile care a obținut 9 puncte este farfuria
este farfuria ta, Lorelai. Superb! Mulțumesc! Superb! Mulțumesc! Este farfuria cu humus. Vezi că am făcut humus până la urmă. Ți-a plăcut, nu? E tot ce știu să gătesc cadurile la un loc. Nu vine să cred. Deci Lorelai a făcut humusul. Păi deci, n-a gătit ea extraordinar, dar le-a aranjat frumos, așa, a dat o notă drăguță. Pe bune, merită să meargă mai departe. Mamă, zic, dacă mai am încă unul... Mi-a purtat noroc, să știi, că ți-am luat fesul, am ținut pe bancul meu cât am gătit. Și am mai rămas 5. Și eu zic, bă, ce o fi, o fi, aia. Eu am să vă spun acum câte puncte ați luat fiecare dintre voi. Mai avem doar o farfurie de 9 puncte care se salvează în această seară. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat în această seară, dar cea mai slabă farfurie, cea de 4 puncte, a fost a ta, Anica. Cui? Da? A ta. Da? Nu le-a plăcut conopida. Ce probleme? Gusturile nu se discut. Pare rău. Da, mă, mă, cum să nu punctez cu unul, mă, da. Ai tu ceva cu lupidea? Nu, frate, de rău. În general. Și am văzut-o că e picase cerul în cap, doamne, era supărată, dezamăgită. Acum că eu merg mai departe sau nu, na, deja asta e altă discuție, dar cu ea va fi foarte greu, va trebui să o încurajez. Haide, mama, nu fi supărată, că mergem acasă, începe postul, bagi niște sarmale din alea bune și... trece tot sarmale de post. Cele mai bune. Lizzy, pastele tale... Aoleo, că mi-e rău, de jur că le știu. N-au obținut decât 8 puncte. Ok. 8. Nu-i de mine gătitul. Dar e de Natanticu. Ce soț am? Iar risotto-ul tău, Franci? Șapte puncte. Oh, nu cred. Au rămas noi doi. Da? Cam atât și desertul Alexandrei. Desertul al tău? Raw vegan. La două blendere. Deci, Relu, dar trebuie tu... să faci altceva. Ai 9 puncte. Oh. Bravo! Bine, bravo, Relu, bă. Și cred că Sorin ar trebui să-ți spună săruna pentru masă. Săruna pentru masă. Am mâncat și varză, cred că ai făcut, nu? Varză, credită și... am mâncat și varză și cartofi, am mâncat cu Florin, ne-am spart. Asta până acum am făcut varză din asta, cel puțin în perioada în care m-am mutat singur, după ce am plecat acasă, la casa păritească, des îmi făceam. Dacă lăsai doar varză călită ca lumea, doar să faci mai multă varză călită cu ceva roșii acolo, un ardei iute... era perfect, da? Fă, forță. Să rămână! Bravo! Bravo, Florin! Vă pup! Ei, ei! Simpaticilor, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim mult de tot, chiar a fost super experiență. Ați fost minunați. Mulțumim. Vă felicit din tot sufletul. Mulțumim, mulțumim mult de tot că ați fost. Bine, bă! E o seară tristă, îmi placă 3. Mi-aș și dori să rămân cu 3. Măcar. Să mergem să relu la revedere de la ei. Nu mai fi supărat. Mama, nu sunt supărată. Cum să-mi faci aia? Cum, conopită de la tine atât? Se pare că domnul gătește mai bine decât dumneavoastră că ați reformat. S-am descoperit asta. Mi-a plăcut foarte mult la șef la cătlite și a fost foarte, foarte funny pentru toți. Ne-am simțit toți foarte bine, ne-am distrat cu toți și oricând revenim. Copilași, concentrați-vă! Puneți mâna pe treabă să fiți cei mai buni mâine, să aveți cea mai tare rețetă, cea mai bună idee să vă iasă, să se lingă pe degete toată lumea acolo. Am mare încredere în voi. La cuțite, la tigaie cu voi. Baftă mâine și vă pup tare! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat.
ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!